Dragile mele, ieri seară m-am întors de la mall. M-am dus la cinema să văd Întors pe dos 2, pentru că mi-a plăcut foarte mult Întors pe dos 1. Dacă nu greșesc, cred că este un film de Oscar, de animație, dar super făcut. Și partea a doua nu m-a dezamăgit. Mi-a plăcut. Acum, dacă aveți chef să vedeți un film de animație interesant, cu personaje drăguțe și un film inteligent, puteți să mergeți. O să vă facă plăcere, sunt sigur. A fost premiera astăzi și n-aș ieși eu din casă pe căldură, dar mi-am comandat de la Sensei niște pantaloni de vară din ăștia foarte subțiri și vaporoși, că n-am timp să merg, să mă enervează să mă duc să probez și zic fie ce-o fi, comand online, îi probez acasă și asta este. Și dacă tot m-am dus să ridic coletul de la magazin, zic, hai să văd și filmul. Și acum am întors acasă. Nu știu cum să vă povestesc, dar eu am senzația, așa că cam adormit și m-am trezit în altă lume, ca într-un film SF. Ce-i drept de vreo 2 ani. Prea socializez, nu prea, eu cu căței mă duc, mă joc cu ei, plimb, mai nu știu ce, mai fac pe aici, pe grup, una alta, dar în lume eu ies rar. Și trebuie să vă povestesc niște impresii. În primul rând că, mă rog, am stat la coadă, am luat bilete, erau foarte mulți, fiind premieră, erau foarte mulți copii, cam de clasa a șaptea, a opta. Copii. Copii după cum se comportau în primul rând. Dar stând acolo la coadă și observând, deschizând ochii, m-am îngrozit pentru că 80%, 80% erau niște copii în trupuri de adult. Mă uitam, fetele erau, dacă te uitai pe la spate, ziceai că sunt femei în toată regula, foarte mult supraponderal, deci cu burtă, cu șolduri, cu... copiii sunt drăgălași, așa, dar mă uitam cu milă, cu milă mă uitam ce corpuri deformate au. Parcă acum 10 ani nu era așa, dar acum m-a șocat așa. I-am văzut grupiri acolo în holul de așteptare la film și nu e numai asta, dar toți, absolut toți, 100% erau într-o mână cu cola, într-o mână cu popcorn sau cu tacos, cu nu mai știu ce, deci parcă era la restaurant acolo. Și în fine a început filmul și pe tot parcursul filmului, care era un film interesant și trebuia să îi vezi acțiunea ca să înțelegi ceva, și chiar era un film adresat copiilor la pubertate. Cumva partea educativă venea din felul în care copiii încep să-și înțeleagă emoțiile și transformările din corpul lor. Ei, imaginați-vă că așa, câte unul, terminau popcornul ăla care era imens, găletoaie de popcorn,
și se ducea să-și mai ia unul. Deci au ronțăit timp de 100 de minute ca termitele. Bun. Dar acum, în fine, până la urmă, nu-s copiii mei, dar generația care vine după mine și te gândești că ei ar trebui să aibă niște capabilități teribile, să fie cum au fost generațiile noastre, oameni care s-au adaptat, care au știut, au avut, cum să vă spun, pornirea. Să mă întorc pe o parte, că sunt în par. Au avut stofă, știți? Stofă cu care să croiască. Lângă mine vreo patru copii. Patru domnișoare, domnișoare. Și se tot foiau. Eu eram la capăt de rând. Una intra, alta ieșea. Una intra, zic, Dumnezeule, de ce ori fi venit la film? De ce ori fi venit la film dacă ele se duceau să-și mai ia o colă, o... Și la un moment dat, domnișoara de lângă mine se apropie de mine și mă întreabă ceva de... Eu n-am înțeles. Am avut senzația că mă roagă să mă ridic ca să poată să iasă sau ceva de genul ăsta. Zic, poftim, ce ați spus? Zice, n-aveți 5 lei? Deci, eu am rămas șocată. Dacă am 5 lei, și cred că am făcut așa o figură, era și întuneric, nici nu trebuia să aprind lanterna de la telefon să caut 5 lei, 10 lei, eu știu cât. Și zice că am mâncat floricele și este foarte sete și nu mai am bani de apă. Apa fiind într-adevăr 9 lei 50, adică 10 lei o sticlă de 250 de un sfert de litru sau o jumătate, nici nu mai știu, de apă minerală, enorm totuși acolo. Și zic, nu, eu fi, fete, sete, știi? Și i-am dat și a ieșit și a cumpărat apă, nu știu ce și-a mai fi cumpărat, că aproape de finalul filmului a intrat înapoi în sală. Deci, vă spun, am venit așa aproape șocată de... Deci te duci să vezi un film și ajungi să te șochezi în lumea asta. Dar nu numai asta. Pentru că am intrat la mall și pentru că mai aveam așa timp de risipit, am intrat jos la cosmetice și am văzut... Sunt în căutare de niște loțiuni parfumate, vreau să fie, să lase pe piele o dâră de aromă, de citrice, de ceva fresh. Și văd acolo la Beauty Mania, sau nu știu cum se cheamă magazinul ăla, niște loțiuni care păreau parfumate și niște ambalaje destul de frumoase. Erau de trei categorii și destul de scumpice, oricum 70-80 de lei un flacon din ăla. Na, vrei să miroși, să vezi dacă ți se potrivește, să-l testezi cumva. Și tipă, doamnă, mai ne interesa, dar vreau să văd cum miroase, că nu dau 70-80 de lei pe ceva care să nu mi se potrivească. Zice, a, dar nu, nu puteți deschide flaconul, nu puteți mirosi, că are termen de valabilitate nu știu cât de la... Deci nu vreau să pun pe piele, pur și simplu să deschid puțin, să deșurubești, să văd dacă aroma aia îmi place. Nu m-a lăsat, zice. Dar tot așa, ceva care m-a șocat, zice tipa aia, mergeți până la Carrefour. Deci pe căldura asta la 30 de grade, mergeți până la Carrefour, că acolo au testere la loțiunile astea și dacă vă place, cumpărați. Am lăsat-o și... În fine, am urcat sus. Care știți mall-ul, știți că la acolo la etajul cu cinemaul este un alt raion de cosmetice de pe la Marea Moartă, probabil că de calitate bună, tot așa destul de scumpișoare, știți, nu chiar ieftineală.
Și întreb pe doamna aia, doamnă, aveți vreo cremă sau vreo loțiune de corp parfumată, adică care să, așa? Și ea începe să-mi adune mai multe creme, mai multe și mai multe produse să mi le arate acolo. Da, citind pe etichetă, am văzut că ele sunt pentru regenerare, pentru hidratare, pentru nu știu ce zic. Nu, doamnă, vreau ceva nu terapeutic, nu cu proprietăți neapărat să-mi facă nu știu ce pe piele, ci să-mi lase o aromă pe piele. Înțelegeți ce vreau să spun? Da, și ea tot dădea cu minerale, cu aia, știa poezia. Dar mi s-a făcut frică pentru că ori era băută, ori era drogată vânzătoarea aia, pentru că avea o privire așa pierdută și se vedea că nu vorbim aceeași limbă în toată povestea asta. Și am zis, măi, în ce lume mi-am deschis ochii, că m-am culcat și totul era bine și frumos. Și acum ies și eu în oraș, în lume, și numai ciudățenii mi se întâmplă, da? Copii care îți cer bani, care... Doamne, vânzătoare care trimit la Carrefour să miroși o mostră. Bun. Ar fi de râs dacă n-ar fi de plâns. V-am pupat.